seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea De ale Buzeanului. Îl avem în studioul Campus TV în această seară pe șeful secției UPU din cadrul Spitalului Județean Buzău, domnul doctor Adrian Zoican. Vorbim despre ce se mai întâmplă la urgențe. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit! Salut și bine v-am regăsit! Mă bucur că sunteți în studioul nostru. Știu că aveți un program tare încărcat în această perioadă. Au fost și zile pline la UPU. O să discutăm despre toate problemele, dar și despre schimbările care se anunță în perioada următoare. Domnule doctor, haideți să deschidem emisiunea cu subiectul care de altfel a deschis jurnalele de știri în această perioadă. Luni seară, din nefericire, am avut o situație tragică în Buzău. Un polițist de doar 35 de ani a murit pe patul de spital după ce a ajuns la secția de urgențe. Dar aș vrea să vă știu punctul de vedere, pentru că au apărut tot felul de discuții. Vina s-a aruncat de o parte sau de alta. Vreau să știu ce s-a întâmplat. Sincer să vă spun, nu cred că sunt autorizat să dau un punct de vedere. În general, spitalul are o politică și e bine să fie așa. O politică destul de atentă legat cu divulgarea anumitor informații, pentru că în cazul de față e clar că s-a creat așa, pe lângă faptul că s-a creat un val de, cum să vă spun, care a stărit un pic atenția mass mediei și a cetățenilor din orașul nostru. Am ascultat chiar pe postul de radio naționale, am și la televiziuni naționale știri despre acest eveniment nedorit. Sunt lucruri care se întâmplă. Din păcate, se întâmplă. Sunt patologii care afectează și populația tânără și asta e cel mai dureros când ai un pacient tânăr și care nu merge bine, pentru că el a fost un pacient internat, deci el s-a prezentat singur la camera de gardă, deci eu pot să vă spun lucrul ăsta, a fost consultat, a primit tratamentul și a fost internat pe secția de cardiologie. Nu, din informații care le am eu personal, el a venit singur la camera de gardă, unde a fost consultat, tratat și internat în seara aceea, pe data de 20, dacă nu mă înșel. Starea care era atunci când a venit? Deci starea era influențată. El necesita internare și a și fost internat. A primit tratamentul necesar, numai că, din păcate, nu a mers bine. Din păcate, nu a mers bine. Adică se întâmplă și lucruri din acestea. Adică, din păcate, mă refer și la faptul că, în ciuda efortului care noi le facem, medicii, mă refer la medicii în general, în ciuda efortului pe care noi le facem, pacienții nu se întâmplă câteodată să nu reacționeze cum trebuie. Asta se întâmplă, asta înseamnă, asta e viața, asta e patologia care în dinamică se poate modifica în sens negativ nedorit, adică pacientul să nu reacționeze pozitiv la tratament și să se termine așa fulminant, nimeni nu s-a așteptat. Eu eram de gardă în ziua respectivă când s-a întâmplat și am auzit de evenimentul respectiv, n-am știut cazul respectiv, s-a internat pe 20, cred că a fost vineri asta sau nu știu când a fost. Parcă vineri, da. Și asta este. E clar că toată lumea regretă evenimente genul ăsta. Este o situație în care nu-și dorește nimeni să ajungă nici ca aparținător, nici ca, mă rog, nici ca pacient, vă dați seama, și nici ca medic. Spuneați mai devreme că nu sunteți chiar autorizat să vă expuneți vedere, dar sunteți singurul urgentist din Spitalul Județean. Momentan, da. Și cred că puteți să vă spuneți punctul de vedere și oamenii pot avea încredere și pentru că v-am văzut de foarte multe ori mergând cu persoanele care sunt într-o stare gravă la București. Chiar ați mers atunci când a fost nevoie de elicopter, s-a solicitat un elicopter Smuldului și ați însoțit echipa de medici. Da. Ați încercat să salvați foarte multe vieți și ați reușit de foarte multe ori. De ce în această situație nu s-a transportat pacientul la București? N-au fost ambulanțe așa cum s-a vehiculat? Nu se putea face rost de elicopterul acela la care mai apelați atunci când sunt astfel de situații grave? Vedeți, sau nu s-a considerat a fi o situație nu gravă? Nu știu, nu am foarte multe relații, nu m-am documentat dacă știam, mă documentam mai bine.
Nu am informații legate de această situație, pentru că și în transfer la București legat de elicopter, chiar dacă n-a fost ambulanță cu medic, deci de fapt n-a fost medic de serviciu la ambulanță, pentru că această criză a medicilor a afectat partea asta de urgență, care include și prespitalul și e reprezentat de serviciu de ambulanță Buzău. Ei nu au medici, au 2-3 medici care lucrează și ei în ture și acoperă și ei cât pot. Sunt foarte multe ture unde nu, când nu sunt medici, și atunci noi încercăm să-i menajăm, chiar dacă avem medic de gardă, încercăm să-i menajăm și să chemăm elicopterul, care este de fapt tot o ambulanță aeriană, dar e foarte bine dotată, ajunge rapid și în zone greu accesibile, în mod special pentru asta e dedicată și pentru transportul rapid al pacienților, a urgenților la, în alte centre medicale, în cazul nostru, transportul rapid la București, pentru a primi tratamente care nu pot fi efectuate la Buzău. Spre exemplu, pacienții care sunt neurochirurgicali sau, deci noi nu avem specialitatea asta, sau alte specialități care noi nu le avem. Și în cazul ăsta, atunci pacientul sau politraumele care necesită un tratament special. În momentul în care cer transferul unui pacient, trebuie să ai niște argumente. Deci argumentele pot fi diferite. Eu nu vorbesc despre cazul ăsta, eu vorbesc în general. Cazul ăsta nu știu să vă spun exact ce s-a întâmplat. Eu vă pot spune situațiile când nu putem să facem transferul. Deci, de obicei, nu se face transferul atunci când boala de care suferă pacientul respectiv poate fi tratată la noi la Buzău și nu necesită tratamentul la alt centru. Adică nu necesită aparatură sau alte tehnici de îngrijire pe care noi nu le avem. Deci pacientul care are o boală, o pneumonie, spre exemplu, sau, eu știu, o contuzie toracică simplă, se internează la noi, sau nici nu se internează. Se internează, spre exemplu, pacienții care au fracturi costale multiple. Ăștia se internează pentru monitorizare. Se internează la noi, nu-i trimitem la București, da? Ar însemna ca noi să închidem spitalul, să ținem doar așa un centru de examinare și să-i direcționăm către București, ceea ce nu-i normal. Și după cum observați, a crescut și numărul de prezentări de la Buzău, pentru că Râmnicu Sărat deja are mari probleme, deja medicii de acolo vin la noi, s-au angajat în ultima vreme medici de la Râmnicu Sărat și au început și asistenții să migreze către noi. Nu mai sunt condiții, nu pot oferi îngrijiri pacientului, ceea ce e foarte grav. Deci noi nu vrem să ajungă aici, noi din contră, noi vrem să dezvoltăm, să atragem medici, să rămână acolo și pacienții să fie distribuiți în cât mai multe spitale, pacienții care pot primi îngrijiri la Râmnicu Sărat. E aceeași poveste între Râmnicu Sărat și Buzău, cum este între Buzău și București. Pentru că noi dacă putem să îngrijim la Buzău, de ce să-i trimitem? Adică nu avem voie, noi trebuie să ne facem datoria. În momentul în care este un caz mai grav, care necesită terapie acolo, atunci se cere acordul, deci numai cu acordul medicului. Și vreau să vă spun că la București sunt, lumea nu știe, dar trebuie informat, adică informat. Azi, la cunoștință, oamenii, eu de obicei asta fac ca să înțeleagă și sunt unii care nu înțeleg, chiar dacă le explici clar. Terapiile intensive din București, deci nu s-au mai construit spitale în București și terapiile intensive tot alea au rămas de acum 20 de ani, dar numărul de pacienți au crescut foarte mult și noi nu mai avem posibilitățile care le are București. Și noi încercăm, Bucureștiul a crescut și el ca și populație, nu mai face nici el față, deși sunt vreo 40 de spitale și nu mai fac nici ei față și noi toți cei din jurul București încercăm să trimitem acolo cazurile grave, că ei au aparatură, au dotare, au personal, da? Noi din fericire, ce obțin din punct de vedere la terapie intensive, stăm bine la Buzău. Avem medici de terapie intensivă, la Râmnic nu mai sunt. Sunt numai doi, doctorul Ungureanu și încă un coleg mai tânăr. Așa. Deci, vă spun, pacienții, în primul rând, să cere avizul. Dacă se obține avizul, atunci se organizează transportul. Când sunt probleme cu transportul, se cere iarăși mașină. Deci, situațiile astea, în funcție de caz, se rezolvă. Numai că durează mai mult să te tergiversează. A fost problemă de medic, nu de ambulanță. Nu știu. Da, nu știu dacă a fost de medic. Nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie să vă interesați. Fiind șef al secției... Nu știu dacă spuneați... O secundă. Deci, de transferul la București și de transferul... Noi ne-am implicat. De ce ne-am implicat? Și asta e o chestie personală a mea. Noi avem, cum să vă spun, datorită faptului că noi nu avem medici de urgență, noi nu facem prespital. Secția noastră se numește UPU Smurd. Partea de Smurd, da, la noi funcționează în colaborare cu ISU acele mașini de tip B cu paramedici.
Ceea ce ar ține de noi ar fi acele mașini de tip C de terapie intensivă, așa, care ar trebui să funcționeze cu medici de medicină de urgență și cu asistenți din UPU. Noi nu avem medici. E un singur medic care nu poate asigura continuitatea acestui, cum să vă spun, acestui serviciu. Eu, spre exemplu, când sunt de servici și nu e medic de ambulanță, medic la ambulanță, care să efectueze transferul, de obicei, mai chem, solicit, am o înțelegere cu, avem noi înțelegere ca și spital, ca și secție cu ISU, și solicităm această ambulanță care este neoperațională, noi avem o ambulanță tip C de terapie intensivă, la pompieri. Și solicităm această, facem solicitare de ambulanță cu medic, după aceea eu dau telefon acolo, ambulanța aceasta este trimisă cu doi paramedici la noi, și noi ne suim mașină, dar nu, în general, noi nu suntem autorizați să facem transferuri interspitalicești. Adică noi facem transferul, spre exemplu, până la elicopter sau noi, în normal, trebuie să facem doar pre-spital. Dar pentru că mașina nu e operațională și deci noi nu avem pe cine să lăsăm în UPU. Înțelegeți? Noi nu avem medici. Dacă am fi, spre exemplu, ca să asigurăm funcționalitatea acelei ambulanțe, acum am intrat niște amănunte care o să trezească alte întrebări. Dar eu vin cu explicații ca să înțeleagă de ce câteodată nu ducem la elicopter și alte ori nu ieșim. Adică când ieșim, de ce ieșim și de ce ieșim doar atât. Pentru că atât suntem autorizați să facem. Deci eu nu pot să ies cu mașina aia să fac pre-spital. Am făcut și transfer interclin. Deci am făcut într-o situație, a fost un accident rutier, un băiat din Poșta Câlnău, și am mers cu el la București. Dar nu am mers cu ambulanța mea, am soțit ambulanța cu medic. Da. Da. Am mers acolo, erau niște leziuni foarte grave și l-am salvat. Adică e bine, băiatul e ok. Băiatul e un tânăr, de fapt. Domnule doctor Zăcan, v-am invitat astăzi pentru că au apărut foarte multe voci, foarte multe păreri. Da. Și din nou, de fiecare dată când se întâmplă din nefericire un astfel de moment tragic, medicii sunt de vină. Eu știu că vă puneți acolo tot sufletul și știu că ați fost toată vara aceasta, din aprilie, dacă țin bine minte, ați fost singurul medic la UPU. Cum ați reușit să treceți peste această perioadă? Pentru că sunt foarte multe cazuri. De obicei nu se observă, cum să vă spun, eu mai am încă trei colegi care lucrează cu normă întreagă și au fost și au făcut acea competență care e obligatorie. Deci în secțiile UPU pot lucra și medici de familie sau medici de medicină generală cu drept de liberă practică, care fac acea competență prespitalicească și de UPU. E două etape, 6 luni de prespital cu 6 luni de, 6 luni de UPU. Doi dintre colegii mei aveau această, adică nu că aveau, unul a făcut-o la Buzău asta toamnă, doctorul Hana, a făcut-o la Târgu Mureș pre-spitalul, doctorul Buga o avea deja făcută la Floreasca și atunci în această primăvară ei au fost direcționați să facă această competență de spital, care e a doua etapă în vederea obținerii competenței de medicină de urgență. Al treilea coleg, deci ei au plecat undeva cred că în aprilie, da, într-adevăr, și al treilea coleg, doctorul Androne, care este foarte inimos și foarte implicat și foarte dăruit și avem mari speranțe de la el, așa, el nu a avut competență, acum a făcut doar prima parte și a plecat puțin înainte a doua, a plecat undeva prin februarie, dacă nu mă știu, februarie sau martie, la Floreasca. De unde a venit cu mari, da, cu magna cum laude, da, toată lumea a fost încântată și din fericire pot să spun că la Floreasca noi cât de cât suntem bine văzuți. Adică oamenii care au trecut pe acolo și colegul care va veni, pentru că va veni încă un coleg care are rezidențiatul pe post în medicină de urgență, împreună cu prietena lui care este medic de medicină internă, îi termină acum anul 5. El și-a dat specialitatea și a luat examenul, numai că trebuie să-și finalizeze perioada de instruire în medicină de urgență, mai are câteva luni până la 1 ianuarie și pe 1 ianuarie începe activitatea la UPU Smur Buzău. Sunt buzoieni? Nu, el e din Tecuci. Aha, și-a ales Buzăul de ce? Și atunci când a dat examen pe rezidențiatul de post, i s-a părut mai aproape de casă, ceva de genul ăsta. Și-a ales Buzăul. Nu știu, a avut rezonanță. Îl cunoașteți? Aveți încredere că veți putea? Păi normal că îl cunosc. Noi ne-am și suprapus ca și pregătire un an de zile la Floreasca și el e rezidentul nostru, că e rezident pe post, e plătit de Buzău.
Și a mai venit, a mai vorbit, a mai discutat și eu am toată încrederea pentru că el este rezident de Floreasca, care e un portdrapel în medicina de urgență. Și este exact așa cum trebuie să fie. Adică el știe ce înseamnă munca în echipă, adică eu ce am pregătit terenul, n-am putut să fac tot ce mi-am dorit. E și foarte greu să schimbi mentalitatea, să vii tu de la, să vii tu zoican, să fii acuzat că ce visezi noaptea faci ziua sau... Așa sunteți acuzat pregătit, în spital? Da, sunt anumite voci, pentru că am schimbat anumite voci. Deoarece am încercat să schimb foarte multe lucruri și chiar sunt anumite persoane numai când au, domnule, dar de ce vrei să... Domnule, așa e la Floreasca. Lasă-mă, domnule, cu Floreasca, că nu este Buzău, trebuie să facem ca la Buzău. Zic, nu, noi trebuie să facem ca la ei. Pentru că așa e bine, că îi dau performanță. Chiar dacă nu avem medici, ori să vină acei medici odată. Și uitați, o să vină Robert și deci doctorul Ierimie, Robert, așa se numește, colegul meu. De la 1 ianuarie, de la 1 ianuarie vine, da. Dar el va găsi un teren pregătit după cum a învățat el. Deci el când va veni s-a adaptat mult mai ușor față de cum am adaptat eu. Pentru că dumneavoastră eu când am venit aici era diferit, exact, adică nu era. Am creat echipe de asistență care lucrează în ture, am făcut oncol, am pregătit pentru planul alb sistemul ăsta de raportare, deci eu sunt, sau îmi doresc, sau încercat să fiu informat asupra tuturor evenimentelor care se produc. Sincer vă spun, nu se întâmplă mereu. De fapt, nu prea se întâmplă. Dar, în schimb, am niște asistenți bine pregătiți care mă informează ei. Și de multe ori suportă consecințe, că sunt colegii mei care sunt mai vechi acolo și ei nu sunt de acord cu schimbările așa. Ei se luptă, încearcă să țină așa și trebuie să fiu diplomat pe de-o parte, sunt și eu mai așa, mai coleric, mai așa, încerc că nu poți să implementez dacă nu ești un pic mai, cum să vă spun, trebuie mai câteodată mai faci și cu dragoste, câteodată mai faci și cu așa un pic mai... Mai în forță. Mai că asta este, dacă ești șef trebuie să te impui un pic. Clar. Așa și... Da, sunt sunat. Spre exemplu, am observat la asistenții șef de tură că au început să mă sune când se schimbă, să-mi raporteze dacă sunt probleme, dacă au fost probleme, nu au fost probleme. Totdeauna spun că nu sunt probleme și eu mă duc la spital și găsesc probleme. Îmi pare rău că medicii n-au reușit, dar nu sunt de formație urgentiști. Adică n-am pretenții, înțelegeți? Adică eu, ce pot eu să vorbesc în fața unui coleg care vine și spune, băi, eu lucrez de 30 ani, vii tu și îmi spui mie ce să fac. Băi, băiatule, eu când eram, tu făceai nu știu ce, te jucai cu un nisip sau eu știu ce făceai. Da, și atunci, cum să vă spun, trebuie să vin cu argumente, tot timpul cu argumente, cu rugăminți, ei să mai după la manager, domn manager să implică și el... Așa și el se implică și dânsul, da. Da, și sunt multe temperamente da, și da, da, discuții. Și e greu să... Da, dar când va veni Robert, va fi foarte bine că el e urgentist. Clar, de la... Mai este și doctorița Monica Ștefan, am înțeles că și ea va finisa, că ea știți, a plecat la București să facă a doua specializare. Mă rog, nu se știe exact de ce e urgentistă și a făcut a doua specializare pe cardiologie. Și să vedem, ea zice că vine, ba, că nu vine, dar... Așa, cred că va reveni în NUPU, dacă nu revine în NUPU, asta oricum va fi în spital și tot e bine. Vă las să ne spuneți imediat ce se va mai întâmpla de la anul, dar așteaptă cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara și invitatului dumneavoastră. Vreau să vă spun, doamna Magda, că în 93, 94, 95, un șef de secție pleca cu cel puțin 7-8 medici după el la o vizită de dimineață și o contravizită de ora 16-17. În ziua de astăzi, întrebați-o pe domnul invitat, dânsul pleacă să-i vadă pacienții de unul singur, că nu mai sunt medici. Odată, doi la mână, vreau să-i mulțumesc că am avut săptămâna trecută o urgență. Am fost la urgență, am stat acolo, mi-a zis să aștept, am așteptat timp de 3 ore și jumătate, dar s-a făcut oarecare modificare. La o oră și ceva, ce nu m-am așteptat, a venit de mi-a zis de starea pacientului. N-a avut cine știe ce, a fost la minor, dar a fost o problemă care s-a rezolvat. Atât am avut de zis. Și o seară minunată. O seară frumoasă și dumneavoastră sănătate. Mulțumim frumos. Știu că de deci principala problemă din NUPU, deci, da? Vă mulțumesc frumos. Deci problema principală din NUPU este timpul ăsta de așteptare. Dar dincolo de timpul ăsta de așteptare, de fapt, problema principală e lipsa medicilor specialiști în medicină de urgență. Noi avem medici acolo care colaborează cu noi, care sunt medici vechi, lucrați de 10 ani în NUPU. Dar ei nu sunt de formație urgentiști. Ok, nu este neapărat un reproș sau eu știu, ca zic, un dezavantaj. Că ei lucrând în urgență. E, cum să vă spun, te miști altfel. Când ești medic specialist de medicină de urgență,
cărămizile care stau la baza, deci cunoștințele de bază sunt așezate altfel și înveți de la urgentiști, adică înveți de la urgentiști cum să privești omul. Deci om, că spune domnul că mergeam singur și... Deci ideea e așa, da, e adevărat, deci nu sunt medici. În momentul în care vom avea medici urgentiști, împreună cu acești colegi care noi deja colaborăm, o să fie mult mai ușor să putem să acoperim turele, să consultăm mai repede pacienții, să luăm niște decizii bune, astfel încât să nu se piardă foarte mult timp cu investigații, de multe ori investigații care nu sunt cele mai eficiente, ca zic, și crescând numărul de investigații, se lungește și timpul de așteptare. Și ajungem la ce a spus domnul, la ce a resimțit dânsul, că a stat 3 ore ca să... Sincer să vă spun, la Floreasca sunt cazuri care sunt rapid evaluați și care pleacă rapid cu rețeta acasă. Să zicem 15 minute, 20 de minute cu analiză, o hemogramă pe loc și, domnule, la noi pacienții vin, vor și ecografie, vin și spun, domnule, aș vrea și eu ecografie, aș vrea și eu, sunt învățați, vin și mulți își fac analize doar ca să-și facă analizele. Dar și pleacă acasă, urgențe, și vin nu? Și își iau analizele. La urgențe se întâmplă așa? Păi la urgențe se întâmplă așa, unii, n-am zis majoritatea, vin pentru că sunt suferinți. Deci eu ca să dau vina să spun că, domnule, că vin oameni numai ca să-și facă analize, nu, nu e adevărat. Vă referiți la cei neasigurați care beneficiază? Nu, neasigur, da, nu, sunt care vin și-și fac analize, preferă să vină decât să fie la medicul de familie, da, preferă să vină la urgență, unde sunt consultați de către un medic care e bine instruit, chiar dacă nu e medic de urgență, să știți că și medicii de familie care lucrează la noi, în prisma faptului că consultă cazuri foarte grave, sunt, ei vin ca să consulte, fac gărzi la UPU special ca să-și mențină nivelul ridicat de cunoștințe. Pentru că, gândiți-vă, orice medic, care, un medic de familie, el se duce la cabinetul lui și mai face multe alte activități, dar care țin de medicină de familie. Au și urgențele lor, dar ei redirecționează la spital. Numai că medicul de familie care face gărzi la UPU are o altă viziune asupra pacientului. Despre asta vorbesc. Este clar și s-a înțeles și o să vă întrerup puțin pentru că mi se pare foarte interesantă paralela pe care o tot faceți cu Floreasca. După pauza de publicitate, pentru că trebuie să ne oprim puțin, o să vă rog să ne spuneți câți medici sunt la Floreasca, câți urgentiști. Mulți. Și făcând relația exact, cu un 30, medic la Buzău, 30-40 sunt cu medicii, deci numai medicii rezidenți, deci în echipa mea. Deci doar în echipa mea, și erau 5 echipe, într-un an au plecat toți medicii urgentiști și au schimbat specialitatea. Vreo 7. Aha. Doar cei de anul 1 care trebuia să treacă anul 2. Și s-au dus, au dat examen de rezidenția și toți au plecat. Și atunci la Buzău pare deci, 7 medici urgentiști de... care și-au schimbat imediat specialitatea. Este cea mai grea specialitate, eu vă spun direct. Cred. Ne oprim pentru publicitate. Revenim în câteva minute.